Zece tineri din zona Moldovei călătoresc prin țară în căutarea acelor persoane cu adevărat oameni. Nimeni nu știe cum se va termina aventura, însă rotițele deja s-au pus în mișcare. Echipa Zigzag prin România știe că există oameni speciali în țara noastră despre care ar trebui să aflăm cu toții. De aceea este dispusă să străbată timp de încă patru ani România. Cum va a venit ideea de a promova valorile românești? Ideea a venit uh, pentru că unde sunt mulți, puterea crește și povestea nu se oprește și ne-am strâns împreună în orașul Iași și pot spune că această idee este ca un puzzle, în care fiecare uh, piesă din puzzle uh, reprezintă un membru al echipei care a contribuit la această idee de ansamblu și ne-a venit ideea pentru că, cum drumul spre succes este cu suișuri și coborâșuri, am zis că și prin România, dacă e să călătorim zigzag prin România, ar suna foarte expresiv. Ziggy vrea să viziteze toate cele 41 de județe ale României pentru a promova valorile românești. Timp de o lună, echipa zigzag prin România se află în Olt pentru a descoperi oamenii de succes locurile turistice și interesante din județ. Care sunt județele în care ați fost până acum? și de cât timp ați început uh, această călătorie? Călătoria a început de pe 16 august 2014, am plecat, primul oraș Botoșani, după aia Suceava, Maramureș, Satu Mare, Arad, Bihor, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj și acum ne aflăm în Olt, al 11-lea județ. La fiecare uh, final de județ organizăm un eveniment, de exemplu, fiindcă noi ne numim Zigzag prin România, uh, în județul Olt vom face un eveniment Zigzag prin Olt. După aproximativ 30 de zile, ca minim atât stăm în județ, vom organiza acest eveniment de mare anvergură, spunem noi, pe partea de turism și educație, unde vom invita toți oamenii intervievați, oamenii uh, din mediul business, partenerii noștri cu care colaborăm la nivel de parteneriate local și uh, toți fanii, toți prietenii și mai nou vin oameni din alte județe să vadă ce se întâmplă și să susțină această mișcare. Tinerii doresc să arate tuturor românilor că avem o țară frumoasă în care merită să rămâi. De aceea, implementează activități de promovare și dezvoltare a potențialului turistic românesc și organizează proiecte de educație non-formală ce urmăresc dezvoltarea continuă a tinerilor. Echipa Zigzag prin România poate fi urmărită pe site-ul oficial și pagina de Facebook cu același nume.